Salutare și bine v-am găsit la episodul special de 5.500 de abonați. Mersi foarte mult că ați dat subscribe până aici, o să mă mai ajutați în continuare să facem cât mai repede 10k abonați și cine știe, poate și mai mult. Tot respectul, datorită vouă fac acest clip și sunteți cei mai tari, cea mai tare comunitate, comunitatea zeilor. Bun, hai să începem cu setup tour-ul, dar înainte v-aș ruga să dați un like și să distribuiți acest clip la prietenii voștri să-l vadă și ei în caz de vor să vadă ce setup am eu. Bun, hai să începem cu mouse-ul, tastatura și căștile. Mouse-ul este un Logitech G103 sau 102, seamănă extrem, extrem de mult. Tastatura un G213, căștile un G913, cred că, dar oricum o să vi le las toate în descriere sau pe ecran. Mouse-ul un Logitech G502 Hero. Mi-am mai luat acum recent niște boxe. Asta nu prea contează, nu știu, poate contează pentru voi, dar oricum se aud extraordinar de bine în bani, niște chiar sunt cele mai bune. Niște Logitech Z533. Hai să ducem acum la monitoare. Monitorul principal este un Alienware de 360Hz. Bă, am făcut și un clip pe canal, o să vi-l las în comentarii sau și el în descriere, când am făcut unboxing la el de mult timp, efectiv la când a fost hype-ul ăla, blană rău de tot cu el. Bun, dar am monitor de 360, dar nu-l duce PC-ul, dar în curând o să mi iau și un PC mai bun și cine știe, poate și un monitor de 540Hz să facem live-uri calitative și double PC de streaming și poate o să facem și competitive de alea hard, să luăm earnings din Fortnite. O cameră am luat-o cu 100 lei de pe IMAG, 150, 1080p pe 60Hz. La asta nu cred că vă găsesc, dacă o să vă las în descriere, nu cred că găsesc gen camera, link-ul să vă arăt. Bun, monitorul secundar, un Asus de 144Hz. Acest monitor și-a făcut treaba timp de un an jumate, doar pe el m-am jucat. Bun, al treilea monitor este un LG de 60Hz, nu este chiar așa de wow, atâta știu despre el ăsta, n-am cum să vă găsesc statistici despre el, că l-am luat în second cu 150 de lei, dar își face treaba bine și cred că am un buget destul de mare, nu o să-l iau, dar în comparativ cu ăstea, ăstea sunt next level, e 3000 de lei, 1500 de 150, hai că mă, și ăsta, bun, hai să trecem la PS5, bro. Acesta este PS5-ul, două controlere, jocurile, poate să facem live-uri și de pe PS5, nu se știe, dacă vreți. Să uitați acolo, mărgă, trebuie să uitați de pe shop, bro, pentru 10.000 de ani, noroc, infinița mea, bro, scuzați-mă pe mine. Bun, PS4-ul a fost stricat, dar am dus la reparat și acum mai bine, ca lumea PS4. Un Oculus Quest 2 de 256 de GB. Am vrut să fac într-o vreme live cu el, dar am zis că nu știu dacă o să vedeți voi sau dacă o să vă placă. Dar dacă vreți, scrieți-mi în comentarii și o să facem live cu acest Oculus Quest 2. Și cine știe, poate luăm și următorul. Depinde dacă o să vă placă. Oculus Quest 3 parcă era, nu mai știu. Fiți atenți, mare atenție la acest clip, că o să fie un easter egg și care o să-l vadă, o să-i dau ad primele 3 persoane, o să-l dau ad pe Fortnite, like și inima la comentariu, da, inima cred că o să vă dau oricum la toți, dar ad doar la primele 3 persoane care observă easter egg-ul. Bun, hai să trecem la microfon, un HyperX Quadcast, l-am luat de pe EMAG, o să vă las chiar acum pe ecran, în partea asta aici, pe aici, toate statisticile despre el, dacă nu uit. Sau vă uitați voi în descriere. Lampa de live-uri cu asta, cu asta gen ca un fel de ring light, rup rău de tot pe lumină, dar mă dor și ochii când fac live-uri. Bun, avem un fel de adaptor și un suport de căști aici pentru, am foarte multe chestii ăsta, poate și de asta sau de uneori băzit pe live sau chestii de astea. Am foarte multe chestii și cabluri și consumă foarte mult gen. Nu știu, nu-i cred că e recomandat să ai o sursă de 500 de W și să se pui, cred că, mai mult de 500 de W. Acolo un buds stick RGB. Aici îl avem pe Nicolas Tesla. Avem aici o mașină Tesla.
reclamă nimic, dar chiar îți fac treaba. Deci dacă vă uitați aici, știți cum face pasul ăsta aici? Mamă! Bun. Hai să trecem la imprimanta aici frumos. Imprimanta nu prea o folosesc, am folosit într-o vreme. Am vrut să fac ceva vara asta, vara trecută cu ea, ceva legat de canalul de YouTube, dar n-am mai avut ocazia că s-a întâmplat un accident și n-am mai putut. Aici piesa de rezistență, cactusul, ia uite-l, cel mai șmecher, cel mai barbașan, ia uite-l. Aici avem un sectar cu Lego, cu film Lego, ca lumea. Aici avem, avem toată lumea, efectiv. Aici stau abonații undeva pe aici și dau acum like și subscribe. Și dau și share dacă îți dă treabă. Aolo, am dat în ceva. Bun, ce mai vreau să vă arăt aici? Primul meu microfon. Al treilea meu microfon. Primul microfon. Mamă, bă, cred că l-am... Vai, la un moment dat, efectiv, de-am venit vreau de tot. Și la un moment dat, nu știu ce i-am dat și dacă vorbeai foarte aproape de el, efectiv te curenta. Era foarte periculos la faza aia. Dar l-am schimbat după câteva săptămâni. Bun, ce avem aici? O desta de... Cum ne vei zice? De petreceri. Un cable management. Băi, băiatule, frumosul rău de tot pentru aici. RGB-urile astea nebune rău de tot. Aici niște postere cu Lego Ninja. Ia uite-le frumos. Și asta, deci ăsta e primul meu PC. Să se vândă ca lumea, dacă știți ce zic. Okay. Dar oricum, PC-ul ăsta niciodată nu o să-l vând, o să-l țin amintire ca primul meu PC. De fapt, ăsta ar veni primul meu PC, dar eu am avut un laptop înainte. Da, ăsta ar veni gen primul PC. După am mai avut încă un laptop, l-am dat înapoi. După am avut un PC care încă nu mai am și după acest PC nebun, Hinko, o să mai fie încă unul. După o să rămân cu double PC, o să fie extrem de tare. Și atunci o să facem live-uri ca lumea rău de tot. Bun, ce mai vreau să vă arăt? O să vă arăt mousepad-urile, să nu uităm de ele. Asta este un mousepad Gravity Falls. L-am luat de pe EMAG, tot așa. Scuzați că e un pic murdar, dar nu știu ce am pus pe el. Sincer, adică am pus, cred că ceva... Cred, nici nu mai știu, de-astea. Chiar nu știu ce mizerie am pus pe el de s-o făcut așa. Sau pat albă nașpa. Bun, mousepad-ul ăla, unde-i monitorul? Un mousepad de la QWERTY. Aici unde-i PC-ul ăsta? Un mousepad de la Marvo. Era Sigma Marco. Mousepad-ul ăsta, un mousepad de la QWERTY RGB. Scuzați această gaură de aici, dar... Am mai făcut așa și hai. Bun. Și înainte să vă arăt PC-ul, a doua piesă de rezistență, Ia uite-l pe nervosul ăsta. Ia uitați-l pe nervosul ăsta ce zice. Ia uite-l. Părerea mea că ăsta e cel mai tare scaun de gaming. Ia uite-l. Pac. Lumea rău de tot scaunul ăsta, își merită toți banii. Fostul meu scaun a avut un suport de picioare, dar ăla se auzea foarte nașpa când îi mișcai. Dar ăsta nu se mai aude nașpa. La fel și ăsta, am uitat să vă spun la mouse, pentru că și ăsta are RGB, dar cred că s-a stricat. Bun, și pentru mulți care zic că eu am făcut schema cu Altex la gen la Iconic, uitați aici telefonul. Și nu doar de asta, și ăsta a făcut parte practic din setup. Și primul meu telefon, stă Alexa pe el acum, niște pietre aici de la Salina, tot dacă să le iei de acolo, zic, stă de scump, ești la lată pe jos, dacă știți cum zic. Bun, acum, piesa de rezistență, chat. Piesa de rezistență, siu ăsta, nervos, ia uite-l. Pam. Bun, de început, vă arăt așa înăuntru, este scoasă cărcasa, ca am zis, ai bun... airflow mai bun, dar nu au avut, că sunt murdărit grav rău de tot. Uite,
Dar oricum o să-l curăț când nu iau celălalt PC. Când o să iau celălalt PC, cam 3 zile cred că o să fac tu absentez de pe YouTube sau poate cred că o zi maxim când îl fac și gata. Bun. De început vreau să vă zic, luăm ușor ușor, 512 giga de RAM, de unde atâta de RAM? 512 giga SSD, HDD de 2 tera, 16 giga de RAM, un Intel Core i7-9700F, RTX 2070, era să zic super, dar nu-i super, era tare să fie super, era ceva mai bun, dar o să, cred că, oricum ăsta nu prea contează ce piese are, oricum vi le dau în descriere componentele, PC-ul nu mai este de unde l-am luat, l-am luat pre-build, a fost o prostie că l-am luat pre-build de pe EMAG, dar o să, oricum o să-mi iau pre-build ăsta, da, pre-build am zis bine, a fost destul de scump, dacă stați să mă întrebați pe mine, pentru, adică eu atunci puteam să-mi iau un PC mult mai bun cu suma aia, a fost 7000 de lei, dar mi-a fost așa gen că, bă, să le iau pre-build, să nu mai mă chinui, o să le asamblez sau să mă duc nu știu unde. Dar acum o să-mi iau unul care mi-a legat piesele și o să îl asamblez eu. Bun, eu sau o firmă pe care o să prezesc pe cineva, că să nu știu dacă garanția piesele. Bun. Și da, cam atât setup-ul acesta este și am uitat să o arăt adică și ăștia pe coș și routerul. Iată acolo un pic de foi. Bun, și cam acesta este setup tour-ul din 2024, luna 3-a, martie, 2 martie, acesta este setup tour-ul, sper că v-a plăcut și pentru mai multe clipuri de genul nu uitați că la 10 ca o să facem vloguri mult mai calitative, o să fac gen, o să-mi cumpăr și un editor poate, sau o să-mi editez mai bine clipurile, o să fac efectiv challenge-uri pe vloguri și cine știe. Deci dacă mai vreți să facem clipuri de genul, dacă vreți să mă susțineți, băgați aici mără creative 07 cu shop pentru infinite ani de noroc și dați un like la acest clip, un subscribe ar ajuta extraordinar de mult și bă, distribuiți mai departe și da, cam atât cu acest clip, eu am fost mără 07, v-am lăsat, pa, pa!